Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Leșco și urmăriți cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Să vedem titlurile ediției. În luna aprilie, cetățenii vor primi ultima compensație în facturi pentru căldură și electricitate. Vedeți detalii la știri. Rețeta medicală pe suport de hârtie treptat va fi înlocuită cu un formular electronic. Mai multe despre proces aflați în cele ce urmează. Teheranul va răspunde atacului israelian asupra ambasadei Iranului din Damasc. Cui aparține declarația, vedeți la rubrica știri externe. În Turcia, celebrarea victoriei forțelor de opoziție la alegerile locale s-a transformat în tragedie. Ce s-a întâmplat, vedeți imediat. Tariful la gazele naturale pentru consumatorii casnici ar putea scădea sub 10 lei. Declarația aparține ministrului energiei Victor Parlicov și a fost făcută la televiziunea publică. Șeful Ministerului Energiei a menționat că tarifele ar putea scădea până la sfârșitul acestui an, dar un tablou mai clar se va contura abia după stabilizarea situației de pe piețele internaționale. Treptat, valul ăsta de prețuri, care a fost panica asta, care a fost pe piețele internaționale, treptat se calmează, intrăm într-o normalitate și eu cred că în acest an vom reveni la, spunem așa, la o status quo mult mai spunem așa, cum eram deprinși anterior. Prețuri care sunt sub 10 lei, deci eu cred că noi încolo ne mișcăm. Ministrul Energiei a vorbit și despre detalii referitoare la gazele lichefiate pe care Republica Moldova le importă în regim de testare din Statele Unite ale Americii. În primele două zile ale lunii aprilie, 2,6 milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate ajung în țara noastră în tranzit prin Grecia. Noi am fost, de fapt, primii care l-am utilizat pe tot parcursul. Și chiar dacă noi eram parte formal la acest coridor, Energocom a fost prima companie care a utilizat interconexiunea Bulgaria-Grecia pentru a aduce gaze încoace, reverse flow pe Transbalcanic, inclusiv să pompeze gaze în depozitele din Ucraina de vest. Reamintim că luni șeful companiei Moldova Gaz, Vadim Ceban, a anunțat că în luna aprilie prețul preliminar de achiziție al gazelor naturale furnizate de Gazprom Republicii Moldova, ținând cont de puterea calorică, va fi de 327 de dolari SUA per 1000 de metri cubi. Întregul volum de gaz rusesc va fi trimis în regiunea transnistreană pentru energie electrică mai ieftină pentru malul drept, la 66 de dolari la 1000 de megawatts pe oră. În luna aprilie, cetățenii vor primi ultima compensație în facturi pentru căldură și electricitate. Informația a fost confirmată de secretarul de stat de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Corina Ajder, pentru postul public de radio. Potrivit ei, în luna mai, cetățenii nu vor mai beneficia de facilități financiare. În același timp, Corina Ajder a menționat că în acest sezon de încălzire, gradele de vulnerabilitate au fost stabilite cu o precizare mai mare comparativ cu perioada anterioară. În acest an noi am avut mai multe surse de date, am încercat să obținem informații mai detaliate fiecare gospodărie, am avut mai multe date privind veniturile persoanei, de exemplu, de la fisc, am avut și date de la birourile de credit, deci s-au luat în calcul mai multe seturi de date și bineînțeles că noi am făcut tot posibilul să stabilim cu mai mare exactitate care este necesitatea fiecare gospodărie, funcție de datele pe care le-am primit la celelalte instituții ale statului. Totodată, potrivit sursei, la Ministerul Muncii deja au loc discuții despre cum va fi stabilit sistemul de compensații pentru anii 2024-2025. De la începutul anului curent, în Republica Moldova au fost confirmate aproape 30 de cazuri de rujeolă. Dintre acestea, 17 au fost identificate la persoane cazate într-un centru de plasament temporar pentru refugiați din Chișinău, inclusiv 13 în rândul copiilor, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În context, Ministrul Sănătății a lansat un apel către populație.
Izolăm doar persoanele care sunt bolnave. Contactii direcți, desigur, le facem recomandări să nu părăsească acest centru pentru o perioadă de timp. Îl ținem la o monitorizare strictă, în special instituțiile municipale merg permanent acolo, persoanele care copiii se îmbolnăvesc sunt spitalizați. Din păcate, toți acești copii nu au fost vaccinați și pe această cale vreau să adresez un mesaj tuturor părinților să urmeze calendarul de vaccinări și în special în cazul rujeolii să nu aibă întârzieri, să-și facă vaccinul la timp. Vaccinarea înseamnă sau lipsa bolii sau dacă o agață, totuși copilul trece printr-o formă foarte ușoară. Alla Nemerencu a mai vorbit și despre criza farmaciilor în localitățile rurale, inclusiv despre ce mecanisme au fost implementate de Ministerul de Resort pentru a dezvolta proiectul Farmacie în satul tău. Noi avem probabil undeva 1500 de localități rurale și doar în 400 și ceva există farmacii. Restul satelor nu dispun de nicio farmacie. Deci proiectul acesta Farmacie în satul său anume veni pentru a suplini, deci și motivează agentul economic ca să-și deschidă o farmacie în sat. De ce nu mergeau agenții economici anume în zona rurală? Deoarece acolo este o populație limitată, vânzările sunt mai mici, deci nu pot să se aștepte la mari venituri, din contra, o așa farmacie ar putea genera pierderi. Deci guvernul a oferit licențierea gratuită pentru aceste farmacii. Rețeta medicală pe suport de hârtie treptat va fi înlocuită cu un formular electronic. Marți, în capitală, a avut loc lansarea sistemului informațional automatizat e-rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate. La eveniment au participat directorul general al CNAM împreună cu ministra Sănătății. E rețeta electronică care vine într-adevăr să scoată presiunea atât de pe sistemul medical cât și de pe pacient, debirocratizând traseul pacientului. E-rețeta vine într-adevăr să modernizeze sistemul de sănătate, să ușureze munca medicului și cel mai important este că se oferă dreptul nu doar medicului de familie de a prescrie rețete și dispozitive compensate, dar și multor altor categorii de medici, inclusiv toți specialiștii care sunt în serviciu ambulator, neurolog, orelist, endocrinolog, totodată vor putea prescrie rețete compensate medicii urgentiști. Sistemul informațional costă Compania Națională de Asigurări Medicină, sunt bani publici, 3.400.000 de lei aproximativ. Pentru a face comparație, dacă eu mi-amintesc, anual Compania Națională de Asigurări Medicină cheltuia aproximativ 1.500.000 de lei pentru rețetele pe hârtie. Deci, vă dați seama că doar hârtie, dar cel mai important este confortul pacientului care nu trebuie să stea sub ușile medicilor pentru a repeta aceeași procedură. Noul sistem electronic prevede ridicarea medicamentelor sau a dispozitivilor medicale compensate cu prezentarea doar a buletinului de identitate. În perioada octombrie 2023-martie 2024, reprezentanții CNAM au desfășurat seminare de instruire pentru medici și farmaciști cu privire la aplicarea e-rețetei. Formarea deprinderilor de utilizare a sistemului este facilitată și de un ghid video. E-rețeta e un program pe calculator care conectează medicii și farmaciștii din toată țara. Atunci când mergi la medic, acesta introduce informațiile despre medicamentele prescrise în sistemul e-rețeta. Apoi mergi la farmacie, fără rețete ștampelate sau alte documente, doar cu buletinul. Iar farmacistul vede în program ce medicamente trebuie să ți elibereze. În perioada 8 aprilie-7 iulie 2024, Biroul Național de Statistică va desfășura recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova. Datele despre persoanele care fac obiectul recensământului vor fi colectate în mod direct, prin intervievare, și în mod indirect, din sursele datelor administrative. În acest scop, responsabilii au realizat și un spot video de conștientizare.
În perioada 8 aprilie - 7 iulie se desfășoară recensământul populației și locuințelor. Participarea fiecărui om și a fiecărei locuințe la recensământ va contribui la o mai bună înțelegere a comunității în care trăim și a necesităților acesteia. Răspunzând la chestionarul de recensământ, contribuim în mod direct la construirea unui viitor în țara noastră. Datele pe care le vom oferi în recensământ sunt confidențiale și protejate prin lege. Fiecare om și casă contează. Solicitarea președintelui Parlamentului Igor Grosu pentru ca un deputat să-și depune mandatul pe motiv că fiica acestea este implicată într-un dosar de corupție în care sunt vizați mai mulți inspectori vamali de pe aeroportul Chișinău este o practică periculoasă și contrară principiilor statului de drept. Este opinia avocatului Nicolae Eșanu, fost viceministru al justiției. El spune că astfel se încalcă prezumția nevinovăției. Până nu va fi emisă o sentință definitivă, orice demnitar sau funcționar public are obligația legală de a acționa pornind de la prezumția că persoana respectivă nu a comis o faptă penală. În al doilea rând, se propune revenirea la practicile din perioada represiunilor staliniste, când erau sancționate sau limitate în drepturi nu doar persoanele acuzate, dar și rudele acestora. La rândul său, Igor Grosu a menționat în cadrul unei emisiuni la postul public de radio că a cerut această demisie în calitate de lider al formațiunii și nu făcând uz de funcția de președinte al Parlamentului. Dacă era altfel, acesta ar fi cerut demisia și altui deputat din Parlament, fiul căruia este vizat în același dosar. Dar în acest caz, Grosu susține că așteaptă același pas și din partea celelalte fracțiuni. Sentința sau procesul judiciar, cercetarea, are cursul său. Iar noi nu putem sta așa calm și ne uita până justiția o să spună cuvântul, o să fie prezentate toate argumentele și așa mai departe. Realitatea care o avem noi la moment este următoarea. Astăzi dimineață CNA a descins în cadrul postului vamal de la aeroportul Chișinău, internațional Chișinău. Având, din câte am înțeles, în spate o întreagă investigație, pentru că nu s-a întâmplat lucrurile astea, nu se întâmplă așa, s-a trezit cineva dimineață și a zis, dă să tragem o fugă până la aeroport, poate se întâmplă ceva acolo. Nu. Din câte am înțeles, a fost o investigație care a durat ceva timp, au fost acumulate probe, argumente. Potrivit lui Grosu, Victoria Cazacu a acceptat să-și depună cererea de demisie. Aceasta urmează să fie înregistrată în cancelarie și după să ajungă pe masa președintelui Parlamentului. Dincolo de prezumția nevinovăției, acest eveniment are un impact politic major asupra clasei politice, asupra Parlamentului. Iată motiv pentru care am avut o discuție cu doamna deputat Victoria Cazacu și i-am cerut demisia. Asta să fie, fiind un semnal clar, de toleranță zero pentru orice fel de bănuieli, ingerințe, tentative, pentru că cei care sunt în politică trebuie să înțeleagă foarte bine. Nu sunt doar se reprezintă pe ei singuri, pe ei însăși. Ei reprezintă o forță politică, ei reprezintă mii de oameni care au reîncredințat votul. Amintim că luni dimineața angajații Centrului Național Anticorupție și procurorii au descins la aeroportul internațional Chișinău. Potrivit serviciului de presă al CNA, este vorba despre o schemă infracțională manifestată prin pretinderea sistematică a mijloacelor financiare de la pasageri pentru facilitarea introducerii sau a scoaterii ilegale din țară a diferitor bunuri. Potrivit probatoriului administrat, inspectorii vamale sunt bănuiți că ar fi pretins și ar fi acceptat mijloace bănești de la pasageri în sume cuprinse între 50 și 1000 de dolari. Astfel, trei inspectori vamali au fost reținuți pentru 72 de ore, iar alți 4 sunt cercetați în libertate. Începând cu data de 1 aprilie 2024, Procuratura Anticorupție a rămas neprotejată la capitolul suport operațional pentru cazurile de corupție la nivel înalt. Despre aceasta scrie șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, pe pagina sa de pe rețelele de socializare. Potrivit lui Drăgălin, Procuratura Anticorupție nu dispune de suficiente resurse umane și de materiale pentru a asigura supravegherea vizuală, interceptarea, controlul transferurilor de bani și alte măsuri speciale.
Impedimentul principal la acest moment este lipsa de suficient spațiu pentru angajații Procuraturii Anticorupție, cei aproximativ 100 de persoane, ofițeri, specialiști, contabili, funcționari publici, care asigură administrația unei instituții, care urmează să fie transferate sau angajate. La moment, aproximativ 100 de persoane ocupă 950 de metri pătrați în clădirea CNA. Este imposibil să ajungem la 198 de angajați fără spațiu adițional. Dacă conducătorii instituțiilor de stat vor refuza să permită folosirea spațiilor publice în interesul public, în loc să rămână clădiri goale, dar în gestiunea lor de principiu, degrabă nu vom avea nici studenți, nici profesori, nici academicieni în țara noastră, ca rezultat al corupției. Săptămâna trecută, ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, vorbind la un post privat de televiziune, a declarat că instituțiile responsabile sunt în continuare în căutarea unei clădiri potrivite, dar ca plan de rezervă iau în considerare și alocarea de bani pentru finalizarea lucrărilor în incinta unei construcții nefinalizate. Este vorba de un bloc care a fost ridicat, este unul destul de spațios, însă el necesită a fi deja reparat pe intern și asta evident că va mai dura. Este un bloc, bine, nu chiar nu construit acum, este construit de mai mulți ani, însă până atunci procuratura va continua să vedea unde este acum. În cadrul emisiunii 7 zile de la postul nostru de televiziune, deputatul Pasolesea Stamati a spus că dacă comparăm statisticile, numărul mediu de procurori pe cap de locuitor în Republica Moldova este mai mare în comparație cu alte țări europene. Dacă comparăm cu media per statele europene, media europeană, numărul de procurori pe cap de locuitor, noi suntem mult peste media europeană. Exact. Deci noi ar trebui să mergem spre reducerea numărului de procurori. Doar că reducerea numărului de procurori impune o reformă sistemică în activitatea organului de urmărire penală. Deci noi trebuie să revizuim competențele ofițerului de urmărire penală. Amintim că la data de 24 noiembrie, Parlamentul a adoptat legea intrată în vigoare de la data de 31 martie și a conferit Procuraturii Anticorupție competența de a investiga infracțiunile de corupție comise de oficialii de rang înalt. Documentul prevede, printre altele, extinderea personalului instituției și, în consecință, schimbarea incintei instituției pentru activitatea procurorilor. Oamenii legii au descins cu percheziții la membrii organizației Șor. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General al Poliției, ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, de comun cu procurorii PCCOX, au ridicat peste 2 milioane de lei. Perchezițiile au avut loc în Chișinău în cadrul unei cauze penale pornite pentru transportarea persoanelor de rang înalt, a bunurilor și a banilor în beneficiul unui partid. Acestea au vizat inclusiv oficiile și domiciliul a doi soți cu vârste de peste 50 de ani, bărbatul fiind responsabil de coordonarea șoferilor, chiar dacă oficial lucra în calitate de administrator al unei croitorii din capitală. Da, au fost vânzători, dar și acolo așa mai distanță. Pe neîntâlnire ei. Eu ne-am întâlnit și ne-am la Mureni. Curt acolo un magazin așa la unii fost, spune mă, ia, de-am numai trebuie doi vânzători, dar numai unul. Tu în așteptare, vedem ce să facem în perioada asta, un pic o săptămână, două și te anunți. Pentru ca să-și deghizeze activitatea, acesta închiria mașini folosite la transportarea de la o companie, iar pe șoferi îi plătea neoficial cu bani în plic. Astfel, urmarea perchezițiilor de la cei doi soți au fost ridicat totalul de bani în diferite sume, atât în lei cât și în euro-dolari lire sterline. De asemenea, au fost percheziționați și cei cinci șoferi care cooperează cu autoritățile, de la care au fost ridicate telefoanele ce urmează să fie supuse cercetărilor. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar soția acestuia este cercetată în libertate, ambii în calitate de bănuiți. Urmează ca procurorii PCCOX să cerceteze probele și să determine necesitatea aplicării arestului preventiv, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției potrivit legii. În perioada premergătoare prezentării rezultatelor barometrului opiniei publice pentru luna martie la București, conducerea IMAS a fost supusă presiunilor. Declarația aparține sociologului Doru Petruți și a fost făcută în cadrul unui interviu acordat unui post privat de televiziune. La nici 3 ore după
prezentarea sondajului nostru, unul dintre partenerii pe care îi avem ne-a sunat și a reziliat un contract de câteva zeci de mii de euro. Contract aflat în derulare de aproape o lună de zile, contract care mergea foarte bine. Ni s-a explicat cine din factorii politici au intervenit, cine a executat sarcina. Și aici lucrurile mi se par destul de grave, pentru că dacă am ajuns ca exponenții societății civile să dea dovadă deja fără perdea și fără menajamente de asemenea nivel de corupție și de trafic de influență, tocmai persoane care, după părerea mea, societatea civilă, tocmai asta ar fi unul din rolurile ei, să ne apere de abuzurile puterii și nu invers. Totodată, potrivit sociologului Doru Petruți, pe măsură ce alegerile din toamnă se apropie, există probabilitatea ca diaspora, susținută atât de mult de anumite partide și de personalități politice, să adopte un comportament diferit. Da, există precizarea că cifrele la care facem trimitere se referă la teritoriul Republicii Moldova și că la asta se mai poate adăuga și diaspora și vot prin corespondență și referendum și alte șmecherii. Eu mă îndoiesc profund că în diaspora lucrurile stau așa de pozitiv cum își imaginează unii și s-ar putea și de acolo să vină o surpriză urâtă, nu numai sub forma absenteismului. Doru Petruți a subliniat activitatea intensă și relevanța opoziției moldovenești în conformitate cu rezultatele sondajului din luna martie. Actuala opoziție de dreapta preferă o politică așa, pe Facebook, o politică de salon, aș numi eu. Ea nu e disponibilă să iasă la luptă și nu e disponibilă să meargă lângă cetățean. Că e drept, stânga dă de ceva vreme semne că reia, eu știu, discuțiile în teritoriu, că încearcă să se reorganizeze, că încearcă să-și stabilească un fel de candidat comun și așa mai departe. Poate lucrurile acolo sunt ceva mai bine, dar nici de cum spre ideal. Pentru o reacție cu privire la declarațiile sociologului Doru Petruți, am apelat purtătorul de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, care a subliniat că formațiunea politică nu comentează declarațiile șefului companiei IMAS. Comparativ cu 2021, în anul 2024, costul de servirii datoriei publice a crescut de 4,8 ori. La această concluzie a ajuns fostul premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, bazându-se pe statisticile din raportul Ministerului Finanțelor, care demonstrează că veniturile bugetului de stat din impozite și taxe au scăzut în luna martie față de anul trecut. În luna martie 2024, bugetul de stat a acumulat venituri cu 293 de milioane de lei mai puțin decât în luna martie 2023, a scris Ion Chicu, adăugând că acest lucru va genera o creștere uriașă a datoriei publice și a costului de servire acesteia. Pentru deservirea datoriei de stat externe, dobânzi și comisioane am plătit creditorilor în ianuarie-februarie 2021 61,7 milioane lei, în ianuarie-februarie 2024 297 milioane lei. De cealaltă parte, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, a spus că unul dintre obiectivele pe termen lung este atingerea unei creșteri economice de 8% în Republica Moldova. Noi avem nevoie de noi motoare de creștere, noi avem nevoie de noi sectoare ale economiei și să le dinamizăm, să creștem eficiența și productivitatea celor existente. Astfel avem șansa să accelerăm dezvoltarea noastră economică. La moment potențialul de creștere este cam, hai să-i spunem, 2-3% anual pe timpuri normale. Dar asta nu ar fi suficient pentru că anume crescând cu 2-3% anual pentru următorii 10 ani noi vom rămâne la coada Europei. Asta este realitatea sinceră pe care eu vreau să o recunoaștem cu toții, să nu ne ascundem de ea.
Potrivit Biroului Național de Statistică, în baza cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul 2023, veniturile disponibile ale populației constituie în medie 4915,6 lei anual pe o persoană, fiind în creștere cu 15,6% față de anul precedent. În termeni reali, însă, veniturile populației au înregistrat o majorare cu 1,9%. Începând cu anul viitor, învățământul dual ar putea fi extins în universități pentru studenții de la ciclul întâi licență. Mai exact, tinerii vor putea aplica pentru această formă alternativă de studii din anul 3 de facultate și vor avea posibilitatea de a combina lecțiile teoretice cu cele practice, pe care le vor putea desfășura în cadrul mai multor unități de învățământ dual sau la agenții economici. Potrivit ministrului Dan Perciun, munca pe care o vor depune studenții într-o anumită companie urmează a fi înregistrată în procesul de învățământ, în așa fel încât circa 60-70% din timpul alocat pentru studiu să fie petrecut la lecții teoretice, iar 30-40% într-o companie sau într-o instituție de specialitate. Am pornit aici o discuție cu colegii, cu mediul de afaceri. Ideea este următoarea, ca să permitem studenților în anul 3 la anumite specialități, de exemplu marketing și logistică, de exemplu pedagogie, de exemplu IT, acolo unde există așa o componentă mare practică, deci discipline mai puțin teoretizate, să petreacă circa 70% din anul 3, în esență muncind într-o companie pe specialitate. În plus, ministrul a evidențiat necesitatea ca agenții economici să permită studenților să-și dobândească experiență de muncă în companiile lor, în concordanță cu domeniul de specializare. Noi ne dorim să avem studii universitare cât mai relevante pentru piața muncii și nimic nu poate fi mai relevant decât o integrare și o apropiere între partea teoretică și munca nemijlocită într-o companie. Oficialul a menționat că ministerul se ghidează de anumite experiențe anterioare pe care le-au avut unele universități din țara noastră, ASEM, USM și UTM, dar și de practica Franței, care are un concept de licență profesională exact pe același model, în care ultimul an de studiu este de fapt un stagiu de practică petrecut într-o companie. Potrivit ministrului, hotărârea de guvern urmează a fi definitivată în următoarele 2-3 luni. Anual, pe data de 2 aprilie, marcăm Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului în comunitățile din întreaga lume. În context, activitățile desfășurate își propun să scoată în evidență obstacolele cu care se confruntă copiii și adulții cu tulburări din spectrul autist. Echipa noastră de filmare a realizat un reportaj despre importanța conștientizării autismului într-o societate și vă prezintă detalii. Ultima statistică oficială demonstrează că în Republica Moldova există aproape 1000 de persoane diagnosticate cu autism. Medicul psihiatru ne-a povestit că un rol deosebit în diagnosticarea și depistarea semnelor de alarmă în cazul tulburărilor din spectrul autist îl are asistența medicală primară printr-un screening efectuat la medicul de familie. Screeningul se numește testul MCAT, care se efectuează de la 16 la 30 de luni de obicei. Atragem atenția la prezența vorbirii care trebuie să fie până la 16 luni, gesturile care trebuie să fie prezente până la 12 luni, silabe, pronunțarea sunetelor care trebuie să fie până la 12 luni. Uneori copilul aparent se dezvoltă social, își dezvoltă vorbirea, dar la un moment dat are loc stagnarea acestor procese, trebuie să fim atenți și la acest lucru. Potrivit doctorului, un diagnostic în acest sens se stabilește de la vârsta de 3 ani, iar până atunci există doar o suspecție. În Republica Moldova, diagnosticarea autismului este absolut gratuită. Este foarte bine că odată ce părintele a văzut careva semne de alarmă, ceva ce îl pune în gardă, să se adreseze cât mai precoce medicului de familie, ulterior, după testare, să fie referit copilul și către psihiatru, deoarece este foarte importantă oferirea asistenței la vârstă cât mai mică. Unii părinți încearcă cumva să dea anumite explicații, gen nu vorbește pentru că am vorbit și eu târziu și tatăl său, nu interacționează social pentru că nu prea avem copii în curte și așa mai departe. Deci este prezentă și o rezistență parentală în cazul când
prin dependență de părinți. Deci sunt părinți foarte vigilenți, care la un anumit semnal deja sunt la cabinetele specialiștilor, doar că tulburarea de spectru autist nu este despre un semn, este despre o amalgam de simptome caracteristice și sunt părinți care cumva scapă din vizor aceste semnale. Centrul psihoeducațional SOS Autism din capitală este frecventat zilnic de circa 80 de copii, inclusiv refugiați din Ucraina. Directoarea centrului este de părere că autismul reprezintă, de fapt, un imbold și o conștientizare a muncii în echipă. Copiii noștri învață prin repetiție. Cu cât mai devreme el intră în sistemul educațional, cu atât mai mari sunt șansele că pe la vârsta școlară s-ar integra cu succes în școală. Mai târziu, când deja este vorba despre adolescenți, preadolescenți, ar trebui să intervină Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, pentru că tot asta necesită mulți, mulți bani. Durerea noastră cea mai mare este achitarea terapiilor. Povara financiară care părinții o fac zi de zi, an de an, lună de lună, pentru că terapia este de lungă durată, abonamentele lunare trebuie achitate și dacă primii jumătate de an ei sunt foarte entuziasmați și încă mai au resurse, când trece un an, când trece un an jumate, părinții devin epuizați și e foarte greu să plătești banii ăștia lună de lună. Aproximativ la ce sumă este vorba? Este vorba de în jur de 9.000 de lei lunar. Olga ne-a mărturisit că există și o mulțime de istorii de succes în cazul persoanelor diagnosticate cu autism. În domeniul științei, în activism civic, în fotbal, în științe tehnologice și de cu computere, da? IT, în muzică. Sunt foarte multe cazuri de succes, oameni care au știut să îmbrățișeze autismul și să facă din aceste abilități, pentru că această tulburare are foarte multe abilități, să facă niște talente și chiar niște profesii. Băiatul meu este cu succes inclus în școală publică de masă, face muzică, participă la concursuri naționale și internaționale cu pian, tobe, muzică electronică și merge absolut de sine stătător, este autonom. Nu vreau să zic că este un caz de succes pentru că încă mai avem de lucru, dar cel puțin este la un nivel cu semenii. Asta este important. La nivelul Uniunii Europene, implementarea noii strategii pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030 și planul de acțiune pentru pilonul european al drepturilor sociale iau în considerare și nevoile persoanelor cu autism. Statisticile mondiale pentru anul 2023 demonstrează că o persoană din 35 se naște cu autism, iar numărul acestora crește de la an la an cu circa 13%. Iar acum urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Tribunalul Basmanei din Moscova a plasat sub arest preventiv până pe data de 22 mai o altă persoană reținută în cazul atacului terorist în sala de concerte a Crocus City Hall. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un tânăr de 25 de ani, originar din Tajikistan, care ar fi transferat bani pentru diverse cheltuieli de pe cardul său bancar către unul dintre presupușii participanți la atac, iar transferurile au continuat chiar și după atacul terorist. Yakup Johnny Yusuf Zoda a fost reținut pe data de 25 martie în timpul unui control al documentelor și a primit 12 zile de arest preventiv pentru nesupunere la cererile poliției. Acum acesta a fost acuzat de act terorist. Comitetul de anchetă al Rusiei a înaintat o petiție pentru arestarea sa, iar instanța a desfășurat ședința cu ușile închise. În partea publică a ședinței s-a dovedit că suspectul s-a născut în Tajikistan, este căsătorit și are 3 copii, iar în Rusia a lucrat în construcții. Yusuf Zoda este deja al 10-lea suspect arestat în legătură cu atacul asupra Crocus City Hall. Anterior au fost arestați 4 cetățeni ai Tajikistanului, pe care ancheta îi consideră autorii direcți ai atacului terorist, și 5 persoane care, potrivit organelor de drept, au fost complici la atac, le-au închiriat locuințe, le-au vândut mașina în care au venit la sala de concert și au transferat banii.
Amintim că în seara zilei de 22 martie mai multe persoane în uniforme de camuflaj au lansat împușcături în sala de concerte a Crocus City Hall de lângă Moscova, apoi în clădire a avut loc o explozie și a izbucnit un incendiu. Potrivit ultimelor date oficiale, 144 de persoane au murit și alte 382 au fost rănite. Teheranul va răspunde atacului israelian asupra ambasadei Iranului din Damasc. Despre aceasta anunță ambasadorul Iranului în Siria, care a ajuns la locul incidentului. Potrivit ultimelor date, 11 persoane au murit. Nici diplomatul și nici familia sa nu au fost răniți. Corpul Gărzii Revoluționare Islamice a anunțat că printre morți se numără 2 generali și 5 ofițeri. Aceste cifre au fost confirmate de către Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului din Londra. Potrivit acesteia, în urma atacurilor israeliene asupra anexei ambasadei Iranului, pe lângă 8 iranieni au murit și 2 sirieni și un libanez. Printre aceștia nu existau civili, a spus șeful acestei organizații neguvernamentale. Ministrul de Externe al Iranului a cerut comunității internaționale să răspundă serios la aceste atacuri. El consideră atacul drept o încălcare a tuturor obligațiilor și a convențiilor internaționale. Israelul și IDF au refuzat să comenteze. Între timp, marți seara, o dronă a încercat să atace baza navală din Eilat. Purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a declarat că drona a fost produsă în Iran, iar Teheranul s-ar fi aflat în spatele atacului. Acesta este un incident foarte grav, a adăugat el, sublinind că armata israeliană va învăța de pe urma incidentului pentru a-și îmbunătăți apărarea antiaeriană în zona Eilat. Coreea de Nord continuă să lanseze rachete. De data aceasta, proiectilul balistic a zburat spre Marea Japoniei. Informațiile au fost confirmate de către membrii Gărzii de Coastă japoneză cu referire la Ministerul Apărării al țării. Potrivit armatei japoneze, racheta lansată de RPDC a fost de rază medie și a zburat 650 de kilometri înainte de a cădea în mare, scrie Deutsche Welle. Ca răspuns la mișcarea ostilă, Tokyo a protestat și a menționat de asemenea că va continua exercițiile militare comune cu Statele Unite și Coreea de Sud. Țara a lansat de mai multe ori rachete cu capacitate nucleară de la începutul anului 2022 și a adoptat un amendament constituțional care consacră politica sa privind forțele nucleare. Potrivit liderului nord-corean Kim Jong-un, fenianul are nevoie de arme nucleare pentru autoapărare, pe fundalul unei confruntări pe termen lung cu Statele Unite și cu aliații săi. Rezoluțiile ONU interzic Coreei de Nord să testeze rachete balistice, care în funcție de proiect pot fi echipate cu un focos nuclear. Țara este supusă numeroaselor sancțiuni internaționale din cauza programului său de rachete nucleare. Președintele Coreei de Sud a declarat că guvernul este deschis negocierilor cu medicii stagiari. Pentru prima dată de când a început greva, el și-a exprimat dorința de a căuta un compromis. În același timp, liderul i-a acuzat pe criticii reformei medicale că nu oferă alte soluții rezonabile. Yoon Suk-yeol a ținut un discurs timp de aproximativ o oră. Președintele și-a cerut scuze în fața oamenilor pentru neplăcerile cauzate în urma concedierii medicilor stagiari. Yoon Suk-yeol i-a acuzat pe medici că își pun propriile interese mai presus decât sănătatea publică și a numit greva acestora drept o amenințare asupra societății. În ultimii 27 de ani, niciun guvern nu a reușit să efectueze reforme medicale și să crească cotele, deși 90% dintre cetățenii sudcoreeni susțin acest lucru. Administrațiile anterioare au luptat de 9 ori la acest capitol și tot de atâtea ori au pierdut. Aceasta a consolidat caracterul medical al medicilor. Țara are dreptul la un nou eșec în implementarea reformei sănătății. Yoon Suk-yeol spune că țara cu populația sa îmbătrânită înregistrează o penurie de lucrători medicali. Mai exact, mai puțin pentru 1000 de oameni, le revin 3 medici. Aceasta este una dintre cele mai scăzute rate dintre economiile avansate. Guvernul își dorește ca până în anul 2035 să fie peste 15.000 de medici. Președintele insistă în continuare că mai mulți studenți trebuie admiși la facultățile de medicină. Medicii stagiari susțin că mai întâi condițiile lor de muncă ar trebui îmbunătățite. De asemenea, ei susțin că planul guvernului va genera deteriorarea calității educației. Medicii din Coreea de Sud au unele dintre cele mai mari salarii din lume. În schimb, dacă numărul medicilor va crește, atunci salariile ar putea să scadă. Medicii aspiranți care sunt în grevă începând cu data de 20 februarie au fost susținuți de profesorii din domeniul medicinei. La sfârșitul lunii martie, aceștia au început să demisioneze în masă.
În Finlanda, un minor a comis un atac armat asupra uneia dintre școlile din orașul Vanta. 3 elevi au fost răniți în urma atacului. Potrivit organelor de drept, incidentul a avut loc marți dimineață. Potrivit informațiilor prezentate de forțele de ordine, oamenii legii au răspuns la incident în jurul orei 9 dimineața, ora locală. Aceștia au îndemnat localnicii să nu-și părăsească locuințele și să nu deschidă ușile unor persoane necunoscute. Ulterior, poliția a arestat un suspect care s-a dovedit a fi un elev minor de la aceeași școală. Motivele lui sunt încă necunoscute. În școala în care a avut loc atacul învață 800 de copii de vârstă școlară, primară și gimnazială și 90 de angajați care tocmai s-au întors la școală după weekendul lung de Paște. Finlanda a înregistrat 2 atacuri fatale în cadrul instituțiilor educaționale în anul 2007 și 2008, ceea ce a generat legi mai stricte asupra armelor. În Turcia, celebrarea victoriei forțelor de opoziție la alegerile locale s-a transformat în tragedie. În timpul unui miting din orașul Denizli, mulțimea s-a adunat în apropierea biroului partidului, inclusiv pe balcon. Construcția n-a rezistat și s-a prăbușit, iar în urma incidentului, o persoană a decedat și altele 8 au fost rănite. În urma prăbușirii balconului, șeful adjunct al Consiliului Raional al orașului Deniz, Mehmet Palas, în vârstă de 60 de ani, a suferit o rană la cap și a murit în spital. Totodată, dintre cele 8 victime, alte 3 sunt în stare gravă. Duminica noaptea și luni în toată Turcia au avut loc sărbători în masă după ce opoziția a câștigat alegerile locale pentru prima dată în 20 de ani. Conform rezultatelor finale ale numărării voturilor, cu o prezență de 78,5%, opoziția a obținut 37,7% din voturi, în timp ce partidul de guvernământ a avut 35,5%. Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a plătit o cauțiune de 175 de milioane de dolari pentru a contesta o hotărâre a curții din New York în dosarul privind fraudă în afaceri. Aceasta i-a permis să evite confiscarea bunurilor, relatează Bloomberg. Fostul președinte și fiii săi Eric și Donald Trump Jr. au fost găsiți vinovați că au majorat artificial valoarea activelor imperiului imobiliar al familiei cu miliarde de dolari de-a lungul anilor pentru a obține condiții mai bune pentru împrumuturi și asigurări. În acest sens, la jumătatea lunii februarie, Trump a fost condamnat și i-a fost aplicat o amendă de 355 de milioane de dolari plus dobândă pentru întreaga perioadă de fraudă financiară, iar fiii săi au fost condamnați la o amendă de 4 milioane de dolari plus dobândă. Suma totală a fost de aproape 454 de milioane de dolari. În plus, lui Trump și fiilor săi le-a fost de asemenea interzis să opereze companii în statul New York timp de 3 ani. Săptămâna trecută, o curte de apel din New York a redus cauțiunea pe care Trump trebuia să o plătească inițial la 175 de milioane de dolari. Politicianului i s-a oferit 10 zile să respecte hotărârea judecătorească. În caz de neplată cauțiunii, procurorul general din New York, Letitia James, ar putea sechestra proprietăți politicianului. Trump candidează din nou la președinția Statelor Unite din partea Partidului Republican și consideră că toate acuzațiile sunt nefondate și motivate politic. Prețul spot al aurului a urcat luni până la maximumul istoric de 2265,73 dolari uncia, în creștere cu 1,6% comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea ședinței de joi, după ce a stabilit deja o serie de recorduri în sesiunile recente, scrie Bloomberg. Mai multe date statistice pozitive au generat o creștere cu aproximativ 14% a cotației aurului începând de la mijlocul lunii februarie, în perspectiva relaxării politicii monetare a marilor bănci centrale, precum și tensiunile crescute din Orientul Mijlociu și Ucraina, au susținut această creștere. Au existat de asemenea achiziții semnificative de aur din partea băncilor centrale, în special în China, acolo unde consumatorii au acumulat aur pe fondul problemelor din cea mai mare economie asiatică. Perspectivele pozitive ale aurului au fost susținute de o serie de bănci importante, printre ele JP Morgan, Chase & Co. au estimat luna trecută că prețul unciei de aur ar putea ajunge la 2500 de dolari în acest an. De asemenea, analiștii de la Goldman Sachs Group cred că există potențialul ca aurul să ajungă la 2300 de dolari uncia în contextul dobânzilor reduse.
Portul Baltimore a deschis un canal temporar, eliberând mai multe remorchere și șlepuri care au fost prinse sub dărâmături după prăbușirea podului de săptămâna trecută. Oficialii spun că o restabilire mai largă a transportului comercial rămâne dificilă. Echipa de recuperare condusă de garda de coastă din SUA și oficialii din Maryland lucrează pentru a redeschide cel mai mare port din SUA pentru importurile de vehicule și exporturile de echipamente agricole și de construcții cât mai repede posibil. Dar inițial trebuie eliberată o navă de marfă blocată sub iepava unui pod de oțel cu 4.000 de containere și un echipaj care se află la bord de săptămâna trecută. Pentru a pune sarcina la îndemână în perspectivă, autoritățile au spus că salvatorii au nevoie de 10 ore pentru a tăia și a îndepărta bucata de resturi de 200 de tone. Munca sub apă s-a dovedit a fi chiar mai dificilă decât se aștepta inițial, cu oțel răsucit ascuns în spatele apei tulburi pline de resturi. Potrivit amiralului american Shannon Girliff, oficialii au refuzat să spună cât timp va dura curățarea portului, având în vedere amploarea dezastrului. Traficul limitat de nave a fost reluat pentru prima dată luni, după ce echipele de salvare au deschis un canal temporar cu o adâncime de referință de puțin peste 3 metri pe partea de nord a iepavei. Amintim că în urmă cu câteva zile o navă container de 300 de metri sub pavilionul Singapore s-a prăbușit în coloana de sprijin a unui pasaj superior de 2,5 km lungime. Structura a căzut direct în râu, iar 6 persoane au murit. Costul refacerii podului, potrivit experților, va fi de peste 1 miliard de dolari. La momentul incidentului, în port se aflau 10 nave. Marți seara, sute de oameni au fumat public marihuana în centrul Berlinului. Așa au sărbătorit nemții legalizarea cannabisului, introdusă începând cu data de 1 aprilie. Manifestația a fost păzită de polițiștii care au blocat traficul pe mai multe străzi din apropiere. Câteva ore mai târziu, cei adunați au plecat acasă. Noua legislație prezentată de coaliția de guvernământ din Germania prevede că persoanele de peste 18 ani pot crește până la 3 plante pentru consumul privat. De asemenea, li se permite să dețină până la 50 de grame de cannabis în același moment acasă și 25 de grame în locurile publice. Dezvoltarea proiectului de lege a fost însoțită de controverse intense în Germania. Susținătorii au adus argumente financiare, taxele pentru comerțul legal cu cannabis, cuplate cu economiile din măsurile de suprimare a comerțului ar asigura, conform calculelor lor, o creștere anuală a bugetului de aproape 5 miliarde de euro. Planului guvernului i s-a opus categoric Sindicatul Medicilor Germani, Asociația Medicilor Pediatri, Sindicatul Poliției și Sindicatul Judiciar, precum și diverse asociații de profesori. Medicii și educatorii au atras atenția asupra pericolului pentru dezvoltarea psihică, în special în rândul tinerilor sub 25 de ani și la riscul trecerii de la drogurile moi la cele dure. Judecătorii și polițiștii la rândul lor au spus că modelul de legalizare a cannabisului nu le va oferi nicio reducere a volumului de muncă. Într-un final, oricum va fi necesar să se monitorizeze în continuare respectarea unui număr mare de diverse reguli birocratice, iar contravenienții vor ajunge în judecată. Germania a devenit a treia țară din Uniunea Europeană care a legalizat consumul recreativ de cannabis după Malta și Luxemburg. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment și talk show-uri politice. Eu sunt Veronica Leșco și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.